cartierul este unul care seamănă mai degrabă cu un sat decât cu un cartier al unui mare oraș al țării. Aici, maidanele cu gunoaie se întind în voie spre dezgustul trecătorilor, chiar și pe puținele spații verzi care mai sunt acolo. O altă problemă întâlnită este reprezentată de găștile de cartier care se formează spre miezul nopții. Locuitorii din zonă vorbesc despre găști încet, nu care cumva să fie auziți ca apoi să aibă probleme. Părinții se tem atât pentru siguranța lor, cât și pentru siguranța copiilor care nu au în altă parte unde să meargă. Cu derbede ei veniți noaptea să vedeți cum vor lăși gheare pe aici. Da, găști, găști. Da. Cu gălăgia de afară care este, mai ales noaptea. Vara nu poți să stai cu geamul deschis că e jalice aici. Aici, după amiaza, este o tragedie. O gălăgie, nu au unde să duc copiii ăștia. Sunt aici ca la o tabără de copii. Dar veniți după amiază. Nu au, nu au. Acolo așa nu pot să duc. În partea aia au rămas... Vă duceți să filmați acolo cei din norocerii. Sunteți din norocerii acolo. N-au copii ăștia unde să duc. Parcul ăsta aici pentru copii nu l-am mai făcut. A fost parc pentru copii, Doamne, a fost parc aici, parc. Rău nu are într-adevăr că, uite, toate mașinile sunt pe trotuar. Pe mine nu mă deranjează pentru că n-are omul unde, practic, unde să-și pună mașina. Deci nici locuri de parcare măcar. Locuri de parcare nu e, pentru copii nu e. Asta este. Mizeria. Mizeria ne cel mai mult ne deranjează. Este parcul, nu? Dar să-l amenajezi, să desi o porțiune pentru copii și vreo 2 metri lângă garaje, să se facă niște băncuții când joace om o tablă, un șac. Nu-i strada făcută, măcar pavată, în mol ca la țară. Și gropile este din asfalt, te lasă de două. În zonă trăiesc peste 3.000 de suflete, dintre care aproape jumătate sunt copii. Aceștia nu au niciun loc de joacă, petrecându-și timpul liber în praf și mizerie. Locuitorii din zonă s-au mai plâns de faptul că trotuarele sunt impracticabile datorită mașinilor care staționează pe acestea, dar și datorită unui service auto care folosește trotuarul în scop personal. În acest fel, viețile oamenilor sunt zilnic puse în pericol, aceștia mergând pe jos. S-a făcut vecinii pe aici, a reclamat pe degeaba, dacă ei lucrează la toată lumea. Ea mai grande, n-ai ce le face. Mâine, în intervalul 11-13, venim să ascultăm problemele locuitorilor de pe strada 1 decembrie 1918, zona 2 Babe.